Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Suntem astăzi alături de Horațiu Flaviu Baciu, prietenul nostru. Bună seara, Horațiu! Mă bucur Bună, că ne vedem. A bună, trecut ceva timp, dar să sperăm că de acum încolo ne vedem mai des. N-a fost vina ta, au fost problemele mele. Da, Horațiu, ce să spun doar că, uite, trecem cu toții prin o groază de încercări. Foarte mulți oameni încep să facă curățiri, foarte mulți oameni încearcă să trăiască mai mult în interior decât în exterior, pentru că exteriorul ne cam sperie. Astrologic, da, așa cum spun cei care se ocupă de această zonă, Marte în opoziție cu Pluto, Soarele în opoziție cu Scorpionul, Uranusul și el vine cu energia lui masculină, foarte puternică și un pic haotică, da? Și noi suntem într-o perioadă de căutare, de un pic dezechilibrați de ceea ce se întâmplă peste tot, dar încet, încet, eu cred că ne vom găsi drumul, o să ne echilibrăm și o să vedem pe unde și cum construim ziua de mâine. așa este și mă bucur tare mult că ai adus în discuție astrele, pentru că săracele planete și ele, numai că, vezi, noi copiem cumva toată mișcarea de acolo, pentru că asta înseamnă conexiunea, că vrem, că nu vrem, de acolo suntem și acolo ne vom întoarce, fiecare unde va fi locul. Dar ai adus vorba și de soare. Până la urmă, cam toate se gravitează și mișcă în jurul soarelui. Asta este un lucru esențial care nu trebuie să-l uităm niciodată. Tu știi, voi, dragii noștri spectatori, știți că am mai vorbit de atâtea ori. Până la urmă, orice am crede, soarele este cheia succesului în orice. Cursul vieții noastre, iar noi, Cursul vieții. Horațiu, în ultimii ani ne-am comportat ostil față de soare, Foarte. considerându-l, cum să spun, deloc benefic nouă, da? Am început să ne protejăm de soare, am început să fugim de soare, am început să facem tot felul de experimente prin care să-i mai luăm puțin din strălucire. Exact. Plecând de la ideea că totul este viu în univers, toate planetele, totul este viu, da? Și toți suntem într-o conexiune. Așa e. Atunci ar trebui să ne așteptăm și noi la un răspuns, pe măsura a ceea ce am provocat. De-aia suntem în conexiune. Precum în cer, așa și pe pământ, dar și invers. Dar noi nu prea înțelegem asta. Totul e în oglindă. Asta este foarte clar. Am mai spus, o spun și o să spun mereu. Cu sens unic sunt doar străzile din orașe, din localități. În rest, absolut nimic în univers nu e cu sens unic. Totul este cu dublu sens. Dai, primești, ceea ce faci, aia găsești. Ai mai spus odată ceva și a fost extrem de adânc, așa ca idee. Toată această energie pe care noi o vom genera, chiar începând din această clipă, da? Pentru că totul este în oglindă, tot ce emiți, aia primești. Deci, atenție la ceea ce generăm, pentru că acel lucru îl vom împuternici și Așa acel e. lucru va veni către noi. Deci, bine ar fi în aceste momente să ne gândim cu toții la pace, la bine, la armonie, să nu deschidem porțile răului. În niciun caz, cu cât vom gândi și vom simți mai bine, cu atât mai bine. Indiferent ce se întâmplă în jur, e adevărat, oamenii sunt diferiți, fiecare are interese. Oameni care au ajuns să aibă foarte multă putere pe această planetă, în această țară, peste tot, în oraș, în sate, nu contează, care au uitat complet de această oglindă și li se pare că totul se învârte în jurul lor. Nu e adevărat. Totul se învârte în jurul soarelui. Până la urmă, acolo este cheia. Trebuie să ne împuternicim pe noi înșine, în interiorul nostru, exact cum spuneai, să creștem din punct de vedere spiritual, în primul rând, pentru că acolo este esența, și să dobândim o liniște. Nu înseamnă că devenim legume. Lumea crede că așa, să ai o pace interioară, înseamnă să fii un tip în permanență contemplativ și cu ochii la stele. Nu. Ci să ai, dimpotrivă,
o responsabilitate în plus față de planeta Pământ, față de natură, față de semenii tăi. Și de tine, în primul rând, și de cei dragi. Pentru că, dar asta se obține prin această creștere, prin această dezvoltare personală. Este momentul în care treci și la anul. Anul viitor este, o să vorbim înainte de anul nou, cu siguranță, într-o emisiune. Eu sunt cu stelele, cu mai puțin cu astrele, dar vine steaua în 9 raze. 9 este cifra, acum n-are rost. E clar, știu numerologii care vin la tine, sunt foarte instruiți și buni. Dar spun și eu, 9 este numărul cel mai mare dintr-o singură cifră. Este apogeul la care se poate ajunge. Ar trebui să însemne desăvârșirea pe toate planurile. Sau cel puțin o bătaie în ușă să zică, halo, vezi că mai ai un pic și ajungi acolo unde îți dorești. Important e să-ți dorești, să evoluezi, să ajungi, să te cunoști și să ajungi la, cum se spune, cea mai bună versiune a ta. Nu numai la anul, nu numai anul ăsta, nu numai peste 2 ani, peste 5 ani, tot timpul, în permanență, trebuie să avem grijă de evoluția noastră personală, pe toate planurile. Sigur că da, se și încheie un ciclu odată cu intrarea nouă. Bine că scăpăm de optul acesta care nu a fost Da. prea benefic, dar de la nouă poți să ajungi la 10 și să fii pe linia pe care tu ți-ai dorit-o sau poți să o iei de la început să te întorci la 1. Asta e, nouă te poate și întoarce. Dar poți să primești și nota 10, ceea ce este extraordinar. Da, că veni vorba de soare și uite, chiar am pregătit, îți spuneam înainte să intrăm în emisiune, am citit undeva într-o carte, Comuniunea Eseniană și Gânduri pentru zilele noastre, în urmă cu mai mult timp, nu știu dacă e neapărat o rugăciune, dar un imn către soare pe care îl spunea faraonul Amenhotep al IV-lea, faraonul egiptean Amenhotep al IV-lea, supranumit Akhenaton, adică cel închinat soarelui, lui Aton. Mi-a plăcut foarte mult, eu folosesc acest imn, această rugăciune, această spusă către soare în fiecare dimineață, ceea ce vă invit și pe voi, dragilor, să faceți dacă aveți timp, pentru că o să vedeți câte îmbunătățiri vă aduce. Chiar dacă acum vine iarna, soarele e mai puțin prezent pe cer, probabil dimineața, dar să nu uităm niciodată, oricât de întunecat și de masiv ar fi plafonul de nori, să nu uităm niciodată că dincolo de nori, dincolo de plafonul de nori, este soarele, care luminează, străbate plafonul și luminează și ne dă lumina zilei, care ne însuflețește și ne face să trăim și să avem bucurie, viață, energie și așa mai departe. Așa că, indiferent că e înnorat afară sau că e soarele pe cer, dimineața când vă treziți, ar fi potrivit, vă recomand cu drag, așezați-vă cu fața spre est, în orice poziție doriți, în picioare, așezat, nu are nicio importanță, și spuneți din toată inima voastră această frumoasă incantație, această frumoasă rugăciune către soare. Așadar, o, tu, sursa vieții, pătrunde în sufletul meu și purifică-mi corpul și spiritul, ca toate umbrele din mine să dispară, ca armonia cosmică să pătrundă în toate celulele mele. Tu ești tatăl spiritului meu și ultimul țel al existenței mele este să strălucesc asemenea ție. Am hotărât să fiu un soare. Așa să fie. Este, cred, una dintre cele mai frumoase incantații pe care le-am citit și le-am văzut, le-am auzit vreodată. Mi se pare că reface exact ce spunea, relația noastră bună, corectă, de conexiune cu această minune pusă acolo de Bunul Dumnezeu, care este Soare. Eu nu știu ce entități mai sunt pe lume, or fi, nu zic, sunt spirite foarte înalte, spirite și foarte joase. Până la urmă, toate sunt sub controlul Soarelui, dacă noi vom reuși să ne reconectăm la lumina aceasta sfântă a Soarelui. Și asta, oricum ar trebui, de câte ori găsim Soarele, am mai spus-o și o să spun mereu, să-l privim dimineața sau seara când răsare, acum, seara când apune, acum apune ceva mai devreme, măcar un minut, o jumătate de minut, pentru că de acolo ne putem lua pe lângă această înțelepciune, pe lângă această transformare care va fi în noi, ne putem lua foarte multe esențe. Vitamina D bună oară, de acolo vine.
Vara, sigur, ne umplem de vitamina D și este foarte important, dar și acum este important să prețuim tot ce avem mai sfânt, și anume lumina. Dacă prețuim lumina, se adaugă și toate. De aceea, sper să avem timp în emisiunea asta, m-am gândit să fie practică, să fie, să arăt și lucruri care se pot face, pentru că, până la urmă, soarele este astrul care, în afara faptului că sub comanda lui se, că așa stau toate și își ordonează viața, planete, oameni, ființe, animale și așa mai departe, până la urmă, soarele este cel care alchimizează toate elementele, astfel încât viața să existe și să continue în termen cât mai bun posibil. Dar dintre toate elementele, două sunt fundamentale: apa și focul. Focul a fost primul element creat, el este de esență electrică. Apa a venit ca o bucurie imensă a divinității de a face ca toate lucrurile să se nască din ea. Aproape, practic, toate lucrurile se nasc din apă și cu ajutorul apei. Dar ea este de esență magnetică. Ei, ca să avem această bucurie de a trăi, ca să avem energie, ca să avem bateria, să ne funcționeze bateria nouă, animalelor, plantelor, ființelor toate, regnului mineral, planetelor, planetei noastre Pământ, a trebuit să mai existe ceva ca să se îmbine aceste două elemente fundamentale, și anume aerul. Aerul a fost elementul creat ca să îmbine firul electric cu firul magnetic, adică să facă pace, armonie perfectă între apă și foc. O să vorbim în martie despre mărțișor. Cred că am mai spus, dar mărțișorul, dacă vă aduceți aminte, este o îmbinare perfectă între două fire, unul roșu și unul alb. Strămoșii noștri au știut aceste lucruri. Sau le-au preluat din mai de demult, mai din vechime. Pentru că firul roșu este focul electric și firul alb este gheața, apa magnetică. Îmbinarea aceasta extraordinară în firul de mărțișor arată acest fir, acest meridian electromagnetic extraordinar care ne însuflețește și care ne dă energie. În jurul Pământului există această plasă electromagnetică care copiază meridianele geografice. Energia Pământului vine de la sud la nord prin interior, se împacă și se îmbibă extraordinar de electricitate din interiorul Pământului, unde este un miez fierbinte de foc, o minge de foc în interiorul Pământului, iar de la nord la sud, prin exterior, vin această plasă electromagnetică, aceste meridiane energetice, de care beneficiem toți, că suntem inițiați într-o artă spirituală, că nu, nu are nicio importanță, așa trăim. Am o pisică, mă vizitează o pisică de câteva zile, aproape o săptămână. Nu e a noastră, vine de undeva, nu știu de unde vine, când aude că ies afară pe terasă, imediat vine, îi dau mâncărică, apă, mă rog, dacă s-a lipit așa de noi, mă mai joc cu ea. Și mă uit câteodată la ea și îmi dau seama cât de asemănători suntem cu animalele și cât de mult contează lumina, focul, apa, totul este extraordinar. Această alchimie care ne ține pe toți în viață și ne face să fim prieteni, ne face să fim ca frații. Până la urmă, dacă vom înțelege aceste lucruri și vom ști să operăm cu ele, ne vom putea ține departe de orice griji, probleme, afecțiuni, boli și așa mai departe. Și de aceste atacuri extraordinare care vin din exterior. Faptul că există conflicte mondiale sau mai puțin mondiale, locale, mă rog, cum sunt, astea ne sperie, exact cum spuneam la început. Ne sperie pentru că nu înțelegem. Și ce nu înțelegem ne sperie de obicei. Și nu înțelegem de ce nu se pot opri. Pentru că noi suntem totuși făcuți în tiparul nostru divin să trăim în pace, în liniște, în armonie. Dar până una alta, pentru că ce să facem noi de aici și de oriunde am fi, până una alta să găsim această pace și armonie în noi înșine, alchimizând extraordinar de bine apa și focul. La oaltă cu celelalte elemente, bineînțeles. Și aș vrea să arăt un mic experiment care folosește un pendul radiestezic, un par cu apă și o lumânare, să vedem cât de mult contează să aducem lumină. Cum aducem lumină spirituală? Bună oară, prin a imprima în aer deasupra apei și deasupra flăcării de la lumânare
un simbol cosmic, un simbol sacru, pe care îl vom lua de undeva, din Reiki japonez, de exemplu. Vom face simbolul Shokurei, simbolul puterii luminii. Sau vom face simbolul crucii egiptene Ankh, simbolul omului atlant, deasupra apei, deasupra flăcării de la lumânare, ca să vedem cât de mult contează lumina pentru aceste două elemente și cât de mult le crește puterea și energia. Așa se face și când îți faci un autotratament, așa se face și când faci tratament. Noi avem cât la sută apă? Vreo 70-75% suntem apă. Pe planeta Pământ, oceanul planetar este tot atâta, 70-75% parcă apă. Adică suntem copie fidelă a mamei noastre Gea, a Pământului care ne-a prin care ne-am clădit cu ajutorul apei, al focului și al aerului. Deci, acest experiment o să vă dea mai mult măsura felului în care o inițiere bunăoară în Reiki japonez sau în Reiki egiptean poate să aducă multă, multă bucurie. Când facem un simbol din acesta deasupra noastră, da, să zicem că facem Shokurei japonez în fața corpului, automat această intenție de a aduce lumină în corp se va duce unde? Exact în sistemul nostru purtat de apă. Adică acolo unde se întâmplă electroliza, electroliții, apa care este prezentă 70% în corp, va înțelege, se va bucura de această lumină spirituală. Ca, nu, la distanță, undeva, în timp mai scurt sau mai lung, dacă mai știm să facem și altceva, să se producă aceste vindecări miraculoase. Pentru că toată lumea întreabă, cum? Faci un simbol deasupra unui organ bolnav și acesta se vindecă? De multe ori da. Depinde acum cât de veche este afecțiunea și despre ce boală vorbim. Dar, în primul rând, te vindeci ca spirit. Înțelegi să gândești altfel. Înțelegi să gândești pozitiv. Înțelegi să gândești cu mintea ta, nu cu mintea altora. Și să pui și multă inimă în ceea ce gândești, adică să transmiți mereu gânduri de bine pentru toată lumea, pentru toată omenirea. Așa, cât costă să stai 10-20 de secunde, o dată pe zi, măcar, ce zici? Pe pământ e pace, oamenii sunt minunați, oamenii sunt prieteni. Pare utopic, dar uite, am uitat să facem lucrul acesta. Și pentru că l-am uitat și nu mai credem în el și îl considerăm o utopie, o bazaconie, alții, e un flărâsul. Ce, domnule, tu vorbești despre pace, așa? Da. Da, pentru că dacă am face mulți acest lucru, gândurile noastre, exact cum spuneai, vor crea acești egregori în plasa aceasta eterică, în plasa energetică și aceasta va transmite mai departe Universului că în asta ne dorim. Pace, liniște, sănătate, bucurie. Dorințe împlinite, orice am vrea. Deci nu e așa de greu. Trebuie învățate niște elemente, niște metode, niște tehnici, dar nu e greu. Dar până una alta, hai să facem ce am promis. O să așez aici un pahar cu apă. Este o apă simplă de robinet. Ca să aducem în prim plan elementul apă. Și o să punem și o lumânare. Așa, în lampa lui Aladin. Așadar, avem apa care este firul magnetic al vieții și avem focul care este firul electric al vieții. Împreună, în noi și în tot ce există, se îngemânează într-o armonie perfectă pentru a deveni acest câmp electromagnetic care dă șansă vieții. Vom măsura cu ajutorul unui pendul. Am ales un pendul. Că am mai multe, așa, mi-am tot achiziționat de-a lungul timpului. Am ales un pendul în formă ovală pe care este inscripționat simbolul om. Așa. Și vom încerca să măsurăm și vom și reuși energia pe care o are apa din pahar. Cum vom face? Vom cere pendulului să se învârtă conform vortexului de energie pe care îl emană apa din pahar. Să vedem cât este de mare. O să facem un ușor balans la pendul și lăsăm să se învârtă să vedem ce ne arată. El se învârte deja. Este un cerculeț frumos, cam pe la
se învârte în mijlocul paharului. Ceea ce înseamnă că apa din pahar are o energie bunicică, adică are energie suficientă cât să o consumăm și să ne ajute eventual să îmbunătățească și calitatea energiei din noi, trecând prin organismul nostru. Ca profesionist auto, surpriza majoră la tot acest proces de evoluție ecologică, pe lângă aspectul pozitiv că nu ne mai intoxicăm atât de tare plămânii, partea de hibride și partea de electrice în condusul auto, am constatat și eu și colegii mei că produce un efect negativ neașteptat. Obosim mai repede, ne îmbolnăvim mai des, ne vindecăm mai greu. Asta s-a întâmplat până am întâlnit dispozitivul Torser. Cu Torserul nu mai obosești atât de ușor, nu te mai îmbolnăvești atât de ușor. Regenerarea este foarte rapidă. Le recomand tuturor celor care folosesc transporturi ecologice, fie că sunt conducători auto, fie că sunt pasageri, pentru a avea protecție completă împotriva stresului electromagnetic. Testați-l și o să vă bucurați de el o viață întreagă. Haideți să vedem ce se întâmplă cu apa și ce energie va avea după ce facem deasupra paharului cu apă simbolul, hai să zicem, facem prima dată simbolul Shokurei, simbolul puterii luminii din arta spiritual-terapeutică Reiki japonez. O să prezentăm ceva mai târziu în emisiune simbolurile acestea extraordinare din ambele arte spirituale și din Japonia și din Egipt, ca să vi le explic, să vedeți ce minunate sunt și ce lucruri frumoase se pot face. Așadar, deasupra paharului cu apă o să desenez în aer simbolul puterii luminii de 3 ori. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Adică, pune puterea luminii aici, acum. Și vom lua pendulul și îl vom pune iarăși deasupra parului, îi dăm puțin balans și îl rugăm să se învârtă conform vortexului de energie pe care apa din pahar îl emite acum. Este mult mai mare, deja se lovește pendulul de pereții paharului. L-am ridicat puțin pentru că deja circumferința pe care o desenează pendulul este mult mai mare decât circumferința paharului. Ce înseamnă asta? Odată cu imprimarea simbolului universal, simbolului sacru, Shokurei, din Reiki japonez, apa a cristalizat mult mai bine. Dacă ne uităm acum la microscop la ea, nu avem cum face asta în timpul emisiunii, va arăta ca un fagure de miere perfect. Cumva ca și floarea vieții, cam așa. Dintr-o dată are o energie mult, mult mai fină, mai puternică și mai benefică pentru cei care o consumă. Dar înainte să consumăm o apă de genul acesta, bine ar fi și să îi povestim apei câte ceva. Pentru că intrând în noi, consumând-o, apa aceea va duce informația în interior. Bună oară, putem să-i spunem intenții pentru sănătatea noastră. Asta este vindecarea holistică, adică pe de-a întregul corp, minte, suflet. Și atunci îi spunem acestei ape, îi afirmăm ceva pozitiv la timpul prezent, ca și cum lucrul acela ar fi deja existent, s-ar fi întâmplat deja. Bunoară, putem să-i spunem, la modul general, sunt sănătos și echilibrat, fericit și puternic. Mulțumesc! Am spus apei care este deja energizată acest lucru și consumând-o, ce s-a întâmplat de fapt? Informația despre sănătate, armonie, pace interioară, putere, forță de muncă, de ce-o fi fiecare ce își dorește, a intrat deja și alchimizează împreună cu celelalte elemente, astfel încât în termen nu foarte lung, chiar scurt de multe ori, să se întâmple această transformare în om, încât omul să zică, da măi, am putere, am vitalitate, am forță de muncă, nu sunt trist, sunt dimpotrivă bucuros, am energie, dar sunt în același timp în pace interioară, sunt împăcat, sunt echilibrat, sunt armonios. Vom face același lucru pentru a arăta, pentru a exemplifica și asupra elementului foc, care este electric. Vom măsura mai întâi
vortexul de energie pe care focul din flacăra lumânării îl are la acest moment. Pendulul începe și se învârte, înconjoară cumva flacăra lumânării. Asta înseamnă că elementul foc, oricum, prin simpla lui prezență, are o energie benefică și își face treaba întotdeauna nestingherit. Dar vom face deasupra flăcării lumânării simbolul, alegem de data aceasta simbolul omului atlant, crucea egipteană Ankh, da? Din Egiptul antic cunoscută, poate cel mai vechi simbol cunoscut pe Pământ. Și vom face acel oval din crucea Ankh, vom face bara orizontală și bara verticală. Omul atlant arată așa, brațele deschise, ovalul este chiar capul nostru, fața noastră, linia orizontală sunt brațele noastre deschise spre cer și restul, linia verticală, este restul corpului care stă și mulțumește soarelui pentru sănătate, bucurie, viață, energie. Deci, mai facem o dată simbolul crucii egiptene Ankh. Îl facem de 3 ori deasupra flăcării de la lumânare și acum vom cere pendulului să măsoare vortexul de energie pe care îl are flacăra lumânării acum. Pendulul a început să se învârtă. Deja circumferința este mult mai mare decât circumferința suportului de lumânare. Cumva, cum a fost și la apă. Ce înseamnă asta? Odată cu imprimarea acestui simbol extraordinar al crucii egiptene, elementul foc s-a bucurat, a primit informație că este iubit, că este înțeles. Și atunci, cu siguranță, elementul foc, atât în natură cât și în plan ezoteric, în plan spiritual, va sta în echilibru. Dacă focul în natură nu stă în echilibru, e jale. Da? Știm ce înseamnă, ferească Bunul Dumnezeu, incendii, n-are rost, că se tot întâmplă deja în ultimii ani, mai tot, toată vara, ori le vezi pe toată planeta. El va sta în echilibru, apa la fel, îngemănarea dintre ele va face astfel încât totul să stea în armonie și în echilibru în continuare, și în natură, și în noi. Deci pentru asta alegem să învățăm ce învățăm. Arte spirituale, terapeutice. Înainte de a fi o terapie Reiki japonez sau Sakushin Met, Reiki egiptean, înainte de a fi terapii, sunt arte spirituale. Sunt gândite, insuflate de către zei, de către divinitate, de către Doamne, Doamne, cine, cum vreți să-i spuneți, sunt insuflate oamenilor ca oamenii să se poată reconecta la elementele primordiale, la soare, la planete și la planeta Pământ în primul rând. Măicuța noastră, Gea, care ne ține pe toți în viață și ne suportă așa cum suntem. Bun, răi, ne suportă. Eu știu cât, cum, vom vedea, vom trăi și vom vedea. Ferească Bunul Dumnezeu acum și de cutremure și de inundații. Avem, incendii sunt. Mai trebuie și. Dar să sperăm că nu, pentru că vom face rugăciunile necesare, vom face incantațiile necesare mereu, vom fi din ce în ce mai mulți, pentru că, uite, vezi, cum spuneai, deși lucrurile în exterior încep să fie alanda la complet, parcă totuși în ultimii ani, tu știi mai bine decât mine, eu știu în calitatea mea de profesor și de terapeut, dar tu știi pentru că vezi atâția oameni frumoși, și emisiunea ta deja coagulează în jur oameni mulți, câți oameni s-au adăugat în ultimii ani acestor chestiuni și câți oameni încep să prefere terapiile alternative, artele de creștere spirituală, se adună din ce în ce mai mulți. Păi numai noi ăștia cât suntem, câți abonați ai tu acolo, dacă fiecare ar face în fiecare zi această rugăciune către soare dimineața, dacă jumătate, să zicem, poate nu toți din prima, poate un sfert sau cât s-or fi, s-ar iniția în arte spirituale, cum e Reiki japonez, cum e Reiki egiptean,
cu mine ca profesor, cu alții, mai vin și la tine o grămadă de oameni foarte frumoși și foarte instruiți, lucrurile ar sta dintr-o dată mult mai bine. Știi cum spun budiștii? Budiștii au stegulețele alea, știi, întinse pe sfoară. Pe alea scrie ceva. Pe stegulețele alea în formă de triunghi, cum sunt ele, pe alea scrie ceva pe fiecare. Sănătate, pace, pe câte unul, armonie, liniște, pace în lume, temir ce, adică de obicei lucrurile pozitive de care avem nevoie. Și budiștii spun așa că odată cu vântul care bate peste stegulețele respective, ele sunt în toate direcțiile, adică sforile acelea sunt așezate în toate direcțiile. Când bate vântul și curenții de aer pe acolo prin Nepal, Bhutan, Tibet, de unde mai sunt ei, acele gânduri, acele intenții scrise pe stegulețe, acele intenții sunt purtate de vântul care bate peste întreaga planetă, spun ei, astfel încât planeta să se îmbibe de aceste intenții pozitive, de creștere spirituală, de pace, de liniște, de sănătate. Ajută foarte mult aceste lucruri. Foarte, foarte mult. Uite de câte ori planeta noastră era în pericol real, realmente să explodeze. Au fost cel puțin despre două războaie nucleare care ar fi putut începe, se știe exact la momentul ăsta, pentru că s-au desecretizat dosarele. Dar am avut parte de niște oameni atunci care au avut o înțelepciune extraordinară, crucială pentru noi. Și au oprit, nu au apăsat pe buton. Adică, lumea aceasta totuși nu s-a sfârșit și eu cred că nu se va sfârși, ci o va ține bunul Dumnezeu în continuare. Așa, cu provocările care sunt, poate totuși învățăm ce avem de făcut. E, mă întorc la budiști care spun, un gând bun, pozitiv, aruncat de un om înspre lume, înspre omenire, înspre univers, contracarează 100.000 de gânduri negative, rele. Nu știu dacă e așa sau nu, dar sună extraordinar de bine. Minunat de bine. Adică fiecare gând al nostru bun va contracara mii, zeci de mii, sute de mii de gânduri negative. Pentru că întotdeauna, până la urmă, armonia între gheață și foc se naște. Se naște și dăinuie. Da, cam astea sunt preocupările mele în ultima vreme. Ți-am mai spus, cred că și ți-am și trimis. Știu că folosești și te bucuri de ea. Aici. Așa. Piramida pe care am creat-o, la asta m-am gândit foarte mult timp, pentru că avem nevoie și de niște ajutoare. Ca să împlinim ceea ce ne dorim. Indiferent că e vorba de sănătate, de pace interioară, de liniște sufletească, de armonie în relații, sau de împlinit dorințe în planul financiar, material. Avem nevoie de ajutoare. M-am gândit mult la această lucrare, până la urmă am reușit să o fac. Hit Pyramid. I-am zis Hit Pyramid pentru că, să știi că în ultima vreme noi nu ne-am mai văzut de o bucată de vreme în emisiune, dar am muncit destul de mult și pe lângă terapii și tot ce am mai făcut și am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, ne-am lansat așa tentacule, ca să zic, și înspre exteriorul țării. Importăm atât de multe lucruri în România, m-am gândit, am cel puțin două servicii pe care le-am creat singur, sunt propria mea invenție, ca să zic așa, inspirate de bunul Dumnezeu într-un fel sau altul prin revelațiile pe care le-am avut de-a lungul anilor. Și am zis, ia să export eu ceva, că eu nu sunt nici, n-am ce exporta, decât serviciile pe care le-am gândit. Și am început să lucrez cu oameni din străinătate care îmi comandă deja mult, mult de tot rețeta Fibonacci, rețeta cosmică de Fibonacci, în acele numere extraordinare despre care am mai vorbit în emisiuni. Ea este deja disponibilă și pentru România pe site-ul razavindecătoare.ro, o găsiți. Și vă puteți comanda ca să vă țineți deoparte de tot felul de intruziuni energetice negative, de boli, de suferințe și așa mai departe, să obțineți liniștea sufletească de care aveți nevoie. Dar va trebui să vă o creez în baza datei de naștere și a unei fotografii pe care mă o trimiteți, dar deja lucrez cu străini pentru treaba aceasta. Iar al doilea serviciu pe care am început să-l export este această piramidă HIT,
care este deja disponibilă și pentru piața românească. Hit Pyramid, de aceea am dat numele, am vrut să mă justific de ce am dat un nume în limba engleză. Hit înseamnă că ajunge direct la țintă, adică lovește exact ceea ce ne dorim. Hit Pyramid este copie, la scară foarte redusă, evident, a piramidei mari din platoul Giza din Egipt, de lângă Cairo. Ca să-i aduc ceva, că tot m-am gândit să o export la străini, să vadă cât de minunat suntem și noi România, am pus în mijloc, vedeți ce e acolo, masa tăcerii. Am făcut acolo o măsuță în mijlocul piramidei, copie după masa tăcerii a dragului nostru sculptor Constantin Brâncuș. Am pus acest postament în forma mesei tăcerii, exact acolo unde energiile sunt cele mai puternice, unde energiile coagulează și reușesc să transmită mai departe energia acolo unde o simțim. Adică la două treimi de vârf și o treime de bază. Asta este cheia într-o piramidă de genul acesta. Și, mă rog, ea se orientează către punctele cardinale, fața pe care scrie Eretra. Eretra înseamnă ochiul strălucitor al lui Ra. Este un nume dat zeiței Sekhmet din Egiptul Antic. Și înăuntrul piramidei, pe masa tăcerii, punem de obicei un bilețel. După aceea vă spun ce se mai poate face. Pe acest bilețel eu am scris la fel, la modul cel mai general, sănătate, armonie, pace interioară și succes profesional pentru toți oamenii care îmi solicită ajutorul. Și strecurăm acest bilețel în interiorul piramidei pe masa tăcerii. Ea este orientată, acum nu, dar așa ar trebui să fie orientată spre punctele cardinale, fiecare față spre câte un punct cardinal, cu ajutorul unei butole sau fiecare telefon mobil acum, smarturile astea și ce mai au această funcție de busolă, de compas, găsiți imediat cum să o orientați și apoi urmează instruirea. Deci aici va trebui să vă instruiesc cei care veți dori să lucrați cu Hit Pyramid, cu piramida împlinirii dorințelor, cum să faceți. Dacă sunteți inițiați Reiki, veți putea foarte ușor să faceți anumite simboluri deasupra piramidei și să gândiți anumite afirmații pozitive. Din când în când, o perioadă de timp, depinde ce scrieți acolo, de aceea este un fel de instruire care se face, pentru că nu merge altfel, rămâne doar un decor frumos în casă. Dacă vă inițiați în Reiki egiptean, în tehnica Sahu Sekhmet, mai bine, pentru că atunci este chiar de acolo. Se face simbolul crucii Ankh, cu o inițiere foarte ușoară, scurtă, și lucrurile încep să funcționeze. Oricum, în general, piramida se lasă minim 24 de ore, ca să vezi cum se leagă de plasa electromagnetică a Pământului. Se lasă minim 24 de ore pe această poziție. De ce? Pentru că în 24 de ore Pământului îi ia 24 de ore să învârtă odată în jurul axei sale. Asta înseamnă că toate meridianele energetice în această plasă electromagnetică care înconjoară Pământul de la nord la sud vor trece și prin linia aceasta de la noi din casă, de unde am pus-o, din dormitor, din living, din bucătărie, n-are nicio importanță, și va prelua această plasă electromagnetică informația scrisă pe bilețel. Și va zice, bravo, uite ce frumos vezi, Horațiu se gândește la oamenii care solicită ajutorul, pentru că nu așa, Doamne, Doamne, știe fiecare fir de păr de pe cap. Știe absolut totul despre noi de dinainte să ne gândim. Și atunci va prelua informația, va ști exact la cine m-am gândit, dar pot să pun pentru mine, nu? Anumite lucruri pe care mi le doresc împlinite în viitorul apropiat sau mediu. Pot să scriu pentru cei dragi, pot să scriu pentru oricine. Și atunci va prelua informația și va face absolut tot ce este necesar ca să trimită în realitatea manifestată toate oportunitățile ca acel lucru să se întâmple. Cât mai repede posibil spre binele nostru cel mai înalt. Atenție! Tot ce scriem, intențiile de pe bilețelele pe care le punem în piramidă, trebuie să fie obligatoriu în conformitate cu bucuria divină, cu planul divin. Adică numai intenții pozitive pentru noi și pentru lume.
Pentru că altminteri, cum am zis, nimic nu e cu sens unic, e cu dublu sens și dacă aruncăm în plasa energetică gânduri distructive, n-are rost să vorbim. Ferească bunul Dumnezeu ce se întoarce înapoi. Dar, cum am zis, mulți nu știu lucrurile acestea, cred că sunt stăpânii acestei lumi și legea rezonanței universale le va arăta fiecăruia dintre ei până la urmă despre ce este vorba, că nimic nu e cu sens unic. Bun, până atunci să ne vedem de treburile noastre. Așadar, aceasta este piramida HIT, o găsiți și pe ea pe site-ul razavindecătoare.ro. Apăsați butonul cadouri și produse ezoterice și vedeți acolo despre ce e vorba. Dacă vă doriți, că ia vine luna cadourilor, luna decembrie, luna sărbătorilor, vine Moș Nicolae, Moș Crăciun. Luați-le din timp pentru că vă vor aduce foarte mult bine și vouă și celor dragi. Trebuie să le faceți cadou prietenilor. Sunt lucruri esențiale pentru o viață bună, prosperă, plină de succes, de sănătate și de armonie. Cam astea sunt, că tot mai întreba ce am făcut de când nu ne-am mai văzut, rețete cosmice, Fibonacci și piramide HIT. Piramide pentru împlinirea dorințelor. Am instruit oameni, sunt deja mulți care le-au luat și vorbesc cu dânsii și le spun cum se folosește și oamenii îmi dau deja feedback-uri extraordinare. Zice, au trecut 4-5 zile, să zicem. Chiar azi am vorbit cu cineva, ce i-am dat rețeta Fibonacci în urmă cu o săptămână. Zice, m-am apucat de 4 zile. Deja sunt schimbări fantastice în viața mea. Eu n-am de unde să știu, pentru că dau rețeta Fibonacci este însoțită de 5 sau 6 exerciții care le dau eu așa, dar le spun pe aceste modele, puteți să vă creați exercițiile care vi le doriți. Și îmi spun oamenii valențe noi pe care le găsesc aceste rețete. Eu doar calculez numerele și le spun cum se fac exercițiile și oamenii îmi spun, se întâmplă adevărate minuni. Este incredibil, adică sigur că sunt bucuros, dar nu-i ceva de la mine. Toate sunt inspirate de divinitate. Așa a venit. Bucuria mea este imensă că ceva anume bun pentru oameni a venit și prin mine. Este extraordinar. Întotdeauna am gândit cât de bucuros o fi fost primul om care a făcut pâine pe lumea asta. Printr-un om a venit și această chestiune, să facă pâine. Primul brutar al lumii. Cred că a fost o minune, cu adevărat. Da, aș vrea să trecem puțin prin, dacă mai avem timp, prin simbolurile sacre ale celor două mari arte spirituale terapeutice din lumea aceasta, Reiki japonez și Reiki egiptean, pentru că mă și pregătesc să țin aceste cursuri la începutul lunii decembrie. Așadar, este simbolul Shokurei din Reiki japonez, cel mai iubit, cel mai utilizat simbol din Reiki japonez. Toată lumea de pe fața Pământului, de pe toate continentele, cei care s-au inițiat Reiki îl folosesc cu mare drag, pentru că este un simbol minunat, foarte puternic, inteligent, are o inteligență cosmică fantastică. Acest simbol l-am făcut deasupra apei, dacă vă amintiți mai înainte, și ați văzut ce s-a întâmplat cu apa. Dintr-o dată a primit o energie mult mai mare, benefică, extraordinară pentru noi, pentru sănătatea noastră, pentru informațiile pe care le putem aduce în corp. Așadar, este simbolul care se învață la gradul 2 din Reiki japonez. Următorul simbol, cred că avem o fotografie, așa, un simbol foarte delicat, aș spune, este simbolul Seiheiki, spiritul și omul împreună. Acolo, într-un fel așa, dar vine din Japonia, evident că arată așa, sunt cele două emisfere cerebrale. Acest simbol este simbolul mental-emoțional, se mai spune, care, ce face el? Odată ce suntem inițiați în acest simbol, va face tot ce stă în putere și are multă putere și inteligență cosmică și acesta, să aducă cele două emisfere la echilibru. Pe partea rațională, cu partea afectivă, să rămână mereu în echilibru. Pentru ca deciziile noastre să fie foarte corecte, bune, informate, atât din direcția rațională, cât și din direcția afectivă. Apoi, foarte bun pentru dezvoltarea memoriei sau a intuiției.
sau a... Dacă știm să lucrăm mult cu el și să însoțim și de alte simboluri, va curăța foarte bine glanda pineală și unora care sunt pregătiți sau cărora le este îngăduit de către divinitate, că și asta e o discuție, nu toată lumea trebuie necesar să aibă clar viziune, clar vedere, proprietatea aceasta de clar vedere, dar unii o pot obține folosind acest simbol. Următorul simbol din Reiki japonez, care se învață tot la gradul 2, este simbolul care ne spune că nu există trecut, prezent sau viitor. Totul este acum, într-un acum permanent, infinit. Simbolul transmiterii energiei la distanță și în timp. Simbolul Hensanzei Shonen, care se folosește pentru transportul energiei la distanță. Atunci când vrem să ajutăm pe cineva care e departe de noi, dar vrem să-i trimitem gânduri de bine, vrem să-i trimitem intenții pozitive, sau, dacă vrem să facem un scop terapeutic, o să putem să-i trimitem energie țintit, acolo unde îl doare, pe omul aflat la distanță. Dar se pot trimite aceste simboluri și către situații de viață, da? Pentru armonizarea unor situații de viață, pentru liniște, pentru pace, pentru armonie. Asta spun, dacă suntem mulți care înțelegem și știm să lucrăm așa, atât putem face ca să oprim și să contribuim la oprirea acestor provocări și nebunii care se întâmplă în perioada aceasta. Următorul simbol este simbolul maestrului. Am ales să prezint simbolul tibetan al maestrului Reiki, simbolul Daikomyo, care nu înseamnă neapărat ceva anume, cum înseamnă celelalte simboluri. El este un fel de mirare a unui om care vede lumina după foarte mult timp de întuneric. Este un fel de a spune, în traducere liberă, o, tu, frumoasă sursă a marii lumini strălucitoare. Cumva când vezi soarele, când vezi lumina din nou. Acest simbol maestru este simbol foarte, foarte puternic, extrem de inteligent, la nivel, o inteligență spirituală fantastică. El se duce și repară problemele pe care le avem din cea mai adâncă rădăcină a lor, și anume din rădăcina sufletească. Pentru că nu e așa, nicio vindecare n-ar putea rezista dacă sufletul nu este în păcat. Orice recidivează dacă nu ești în armonie cu tine însuți și cu restul lumii. Acest simbol asta face, caută rădăcina sufletească a problemelor și încearcă și reușește să repare încă de acolo lucrurile care ne afectează. Următorul simbol este simbolul Jorei, simbolul spiritului înălțat, spiritului înalt. Este simbolul care se învață la gradul 4 din Reiki japonez, ultimul grad, cel de profesor, adică cel care dorește să ducă mai departe și să facă acordaje și celorlalte persoane, să îi aducă și pe aceștia pe o linie mai luminoasă, mai bună, mai pozitivă. Așadar, simbolul Jorei este simbolul profesorului de Reiki japonez. Învățăm toate aceste lucruri. De ce? Uite și fotografia ne și arată. Este o fotografie, așa, un fel de micuță reclamă pe care o am la cabinetul meu de la Alba Iulia. Pentru a ajuta oamenii să ne ajutăm pe noi înșine prin autotratament energetic, dar și pe alții, pentru a se echilibra, a se armoniza și a se vindeca la nivel de corp, minte, suflet, să-și vindece și anumite afecțiuni, boli, necazuri care le au, prin simpla aplicare a mâinilor sau prin transmiterea simbolurilor către cei care sunt departe de noi, la distanță. Este o minune, este o frumusețe incredibilă. Până la urmă, toată lumea care învață spune la urmă, după ce inițiez și după ce învăț cum se face, nu trec câteva zile și mă sună și îmi spun: Maestre, parcă am știut lucrurile astea din totdeauna. Păi așa a și fost. Doar cât ți le-ai amintit și te-am învățat tehnica. Că ai știut. Toți am știut. Să ne reamintim. Ăsta este principalul scop. De a aduce la armonie din nou corpul, mintea și sufletul. Ca să avem parte de sănătate și de armonie. Bun? Iarăși o fotografie cu... Al mele se țin lipite de corp, fără apăsare, o atingere ușoară sau chiar la o distanță de câțiva centimetri de corp. Aici este un tratament al
zonei urechilor și tâmplelor, probabil pentru ceva dureri de cap, migrene sau chiar probleme cu sinusurile sfenoidale sau chiar probleme ale urechilor. Dar și în amețeli, când se transmite energie către urechea internă, tot așa se face. Dar este în general o poziție care aduce foarte multă liniște și ajută mult în obținerea unui somn liniștitor, unui somn bun. Contează calitatea somnului, nu cantitatea. Poți să dormi 10 ore să te trezești mai obosit decât ai culcat. Poți să dormi 6-7 ore și să fii fresh, perfect a doua zi. Deci sunt poziții multe în Reiki japonez. În breviarul terapeutic de la gradul 1 se învață circa 50 de... se învață pozițiile de tratament pentru circa 50 de afecțiuni posibile. Este extraordinar. Plus că eu spun foarte multe lucruri în timpul cursurilor din experiența mea, din cazuistica pe care am avut-o. Primul curs de Reiki japonez îl voi ține online. L-am programat pentru data de 2 până în 5, de luni până joi, 2-5 decembrie, de la orele 19 la orele 23, orele României, seara online pe Zoom, așadar. Am făcut o promoție extraordinară, am redus în luna cadourilor totul la jumătate, pentru că vreau să beneficieze cât mai multă lume de lucrurile acestea și de la 3.000 de lei, cât este un curs de Reiki japonez cu toate gradele, l-am redus la 1.500 de lei. Așa că vă aștept cu mult drag să învățați. Nu se termină cursul în cele 4 zile, evident. Punem bazele tehnicii, explic. O să beneficiați și de înregistrările acestui curs video, ca să le aveți la îndemână de-a lungul vieții, să vă tot uitați, să vă amintiți. Dar vom ține legătura pe parcurs ca să vă împrospătez informațiile, să vă aduc informații noi mereu, mereu și să vă răspund la întrebările pe care le veți avea atunci când veți practica. Dar cele 4 cursuri de zile, de luni până joi, sunt pentru fixarea acestor cunoștințe din Reiki japonez, toate cele 4 grade, de la gradul 1 la gradul de maestru profesor. 2-5 decembrie, online, pe Zoom. M-am gândit să fac și un curs față în față, la sală, aici, la mine, la Alba Iulia, în data de 7, într-o sâmbătă, va fi toată ziua. Vom învăța primele 2 grade de Reiki japonez. Pentru cei care vor dori să devină doar practicanți de Reiki și își doresc să facă doar primele 2 grade. Așadar, sâmbătă, în 7 decembrie, de la ora 10 până seara, o să învățăm la Alba Iulia, așa că cei care sunteți din Alba, din județul Alba, din orașul Alba Iulia, Deva, Hunedoara, Sibiu, Cluj, care sunteți prea pe aproape, media, vă aștept cu mult drag să veniți la curs la sală, dacă veți dori să învățați așa ceva. Și încet, încet trecem de la țara soarelui răsare, tot despre soare vorbim, de la Japonia, țara soarelui răsare, la Egipt, locul în care a început totul, locul în care de mult în antichitate oamenii se închinau soarelui ca fiind zeul suprem. Aton, după aceea ei au zis Ra, i-au zis Amun-Ra, dar important este să știm că soarele acolo a contat întotdeauna cel mai mult. Zona egipteană și-a lăsat tributul și a trimis către omenire cele mai bune informații din zona spirituală. Sunt câteva imagini care înfățișează ușor stilizat piramidele din Egipt, așa. Piramida Hit, pe care tocmai am prezentat-o, care copiază dimensiunile la scară redusă a marii piramide din Giza, din Egipt. Îmi place, de nu mai pot. De câte ori nu știu cum s-a întâmplat. Am gândit-o cu încă un prieten de-a meu drag care a făcut, îl salut pe Dan cu această ocazie, care a făcut designul, l-am făcut împreună și el l-a designat pe calculator. Și când ne-a ieșit masa tăcerii, a zis, așa rămâne, cu masa tăcerii în mijloc. Adică să ai masa tăcerii lui Brâncuș înăuntru unei piramide egiptene este realmente o minune. Da, aceasta este zeița Shekhmet. Zeița Shekhmet este zeița distrugerii bolilor și a răului și în același timp zeița vindecării, zeița tămăduitoare. În același timp este și contează foarte mult ocrotitoarea terapeuților. Este, ca să zic așa, cea care ne ocrotește pe noi toți care ne ocupăm cu această
frumusețe de artă spirituală și, în general, ocrotește pe cei care lucrează în industria de îngrijire a celorlalți oameni. Să știți, oricare ați fi, indiferent că sunteți medici, asistenți, infirmieri, șoferi de salvare, terapeuți, ori de care ați fi, masări, coach, nu știu, orice pe lumea asta și îngrijiți dintr-un punct de vedere sau altul oamenii, Zeița Șerment este ocrotitoarea noastră, a tuturor. Iarăși un papirus, o imagine cu un papirus egiptean în care Zeița Șerment este înfățișată, este zeița cu cap de leu, este fica zeului Ra, fica soarelui, are deasupra discul solar roșu, soarele spiritual, și în mâna dreaptă are sceptrul de putere, iar în mâna stângă ține simbolul omului atlant, simbolul regenerării, simbolul renașterii, simbolul vieții fără de sfârșit, crucea egipteană Ankh, cu care se fac inițieri, bineînțeles, vindecări și așa mai departe. Aceasta este crucea Ankh, o imagine așa cum este undeva în piatră, pe o coloană de la un templu. Este crucea Ankh pe care am gândit-o la fel atunci când am făcut și piramida. Sunt obiecte inițiatice și de decor extraordinare, care aduc foarte multă lumină și bucurie și energie pozitivă în locurile în care sunt amplasate. Crucea Ankh este un astfel de simbol. Așa. Iarăși, o parte din micuțul meu altar egiptean pe care l-am acasă, cu niște piramide de cristal în jur. Aici este o imagine frumoasă a unui înțelept, un magician, un tămăduitor care lucrează în templu și folosește simbolul crucii Ankh de foc, adică folosește elementul foc. Iarăși, o imagine care îmi place foarte mult, o cruce Ankh, un simbol al omului atlant cu trandafiri lângă. Aici este interesant pentru că simbolul pe care îl vedeți în partea dreaptă a ecranului, lângă crucea egipteană, este simbolul Ged, simbolul coloanei vertebrale a zeului Osiris. Zeul Osiris a fost un zeu extrem de iubit, un zeu extrem de iubit în Egiptul Antic. El a fost fratele zeului Set. Set nu prea a fost așa mare fan de oameni, nu prea a dorit să le insufle cunoaștere și înțelepciune. În schimb, Osiris a dorit lucrul acesta și ne-a învățat pe noi toți, până la urmă, cam cum stă treaba atât în cer cât și pe pământ, drept pentru care Set a devenit foarte invidios, l-a provocat la luptă, l-a bătut și l-a omorât pe Osiris. L-a tăiat în bucăți și l-a zvârlit bucățile de-a lungul Nilului. Soția lui Osiris, zeița Isis, a mers împreună cu zeul Anubis, care este zeul mumificării. Sunt niște legende excepționale în Egipt. Cei care veți dori să veniți la curs în decembrie, la cursul Sahu Shekhmet din Egiptul Antic, vechi egiptean, o să aflați multe. Vedeți ce bine se leagă lucrurile. S-a dus împreună cu zeul Anubis să recupereze bucățile frânte din Osiris și le-a găsit. Cum Anubis era zeul mumificării, a reușit să îl refacă pe Osiris la loc și să-i redea viață cu ajutorul suflului lui Shekhmet, zeiței Shekhmet. De ce s-a putut face lucrul acesta? Pentru că i-au găsit coloana vertebrală intactă. Asta este foarte important. Este practic sistemul nostru nervos central pe care se brodează în celelalte sisteme și le ține viață. După ce l-au făcut și i-au dat suflu de viață înapoi zeului Osiris, Isis, soția lui, a făcut amor cu el și în această conjunctură, pe malul Nilului, s-a născut zeul Horus, fiul lui Isis și al lui Osiris. Ei, Horus chiar este cel mai iubit zeu din Egiptul Antic. Este un zeu care a avut atât de multă bucurie de a le spune oamenilor ce este de făcut și cum să se vindece, cum să facă agricultură, cum să învețe numerele, cum să învețe literele, cum să scrie, cum absolut tot.
Vorbim despre perioada Chemetului, a Egiptului antic, Chemet, înainte de dinastiile faraonilor, când zeii locuiau împreună cu oamenii, spun pe pământ, spun anumite scrieri, cum sunt scrierile lui Ptolemeu, de exemplu. Ptolemeu care a rămas faraon în Egipt după ce Alexandru a cucerit Egiptul și l-a lăsat pe Ptolemeu acolo. Deci, acest simbol al coloanei vertebrale osetice ne ajută realmente în vindecarea coloanei vertebrale, în refacerea și reconstrucția ei. Durează ceva, dar este foarte posibil dacă afecțiunile nu sunt îngrozitoare. Atunci avem alte tehnici și împreună aceste două simboluri, de aceea îmi place să le înfățișez împreună, aceste simboluri se folosesc în general pentru refacerea și aducerea la armonie a întregului sistem nervos central, cap, coloană vertebrală. Da. Următoarea imagine este ochiul lui Horus, exact ce spuneam. Ochiul lui Horus, Horus și-a pierdut un ochi în timpul bătăliei cu Set, l-a provocat pe Set la bătălie pentru a-și răzbuna tatăl și a reușit să-l învingă pe Set și l-a trimis acolo unde este locul, în infern. Set este ca și Hades la greci, adică grecii au copiat cumva toată chestiunea asta, este zeul de dincolo, zeul infernului în primă fază și până se face trecerea sufletului spre mai departe. Dar Anubis, evident, i-a pus ochiul la loc. Ochiul lui Horus este un simbol foarte bun de folosit atunci când dorim să dezvoltăm intuiția, clarvederea, capacitățile general, cum le spune, capacitățile extrasenzoriale, clarauditia și așa mai departe. Oricum, este un simbol care ne ajută să ne reînviem simțurile și să le acutizăm, să avem simțurile la purtător, cum se spune, adică să auzim bine, să vedem bine. Este foarte folosit în vindecarea unor afecțiuni ale ochiului. Așa? Următoarea imagine, cred că asta este absolut specială. Cei care vor dori să vină la curs, cei care au fost deja la cursul Sahu Shekhmet de echinocțiu și de solstițiu, știu. Acum va fi în decembrie, nu neapărat cu ocazia solstițiului de iarnă, dar în 11-12 decembrie va fi cursul, o să vă spun imediat. Sunt ambii ochi. Ochiul lui Horus este ochiul nostru stâng, adică ochiul pe care dumneavoastră îl vedeți în partea dreaptă a ecranului. Și în partea stângă a ecranului este ochiul nostru drept, care este ochiul lui Ra, ochiul Soarelui. Împreună dau echilibru și această imagine se folosește. Este o imagine care a rămas de la cursul din 19-20 iunie. Această imagine se folosește pentru vindecarea unor afecțiuni ale ochilor, inclusiv ale nervilor, nervul oculomotor, nervul optic și așa mai departe. Vedeți ce interesant este, este de mare ajutor în așa ceva și, în general, să avem o vedere limpede foarte bună. Dar și o vedere dincolo de vederea pe care o avem în mod obișnuit. Și acesta este afișul cursului care va avea curs online, Sahu Shekhmet, tehnică din Egiptul Antic de vindecare și de creștere spirituală, Reiki egipteane se mai spune. În 11 și 12 decembrie, îmi pare că va fi într-o miercuri și joi, cam așa l-am stabilit, orele 19-23, în fiecare seară, la orele României. Este un curs în două serii în care veți învăța, vă voi iniția în aceste simboluri pe care vi le-am prezentat, în simbolul crucii egiptene, în coloana vertebrală al Osiris, ochiului Horus și ochiului Ra, și vă voi spune cum se fac incantațiile care o cheamă pe zeița vindecării și a distrugerii bolilor, pe Shekhmet, ca să ne ajute să avem parte de o stare de armonie, de liniște sufletească și de vindecare la nivel fizic sau mental-emoțional. Este un curs absolut special, un curs realmente unic în România. Sunt profesor de așa ceva deja de foarte mulți ani. Am avut bucuria și sunt plin de recunoștință pentru asta, că am fost inițiat de în grad de profesor de Reiki egiptean și pot să duc mai departe această artă spirituală și la noi țară. Da, așa că vă aștept cu drag și la acest curs. Cei care ați învățat poate Reiki japonez mai de mult, dar nu știți cum se folosesc simbolurile egiptene și nu sunteți inițiați în ele,
Mai ales pe aceea o aștept la cursul de rechi egiptean. Da, nu vreau să încheiem până când nu reamintim despre raza vindecătoare, să vorbim despre carte. Raza vindecătoare este tot un produs al soarelui, până la urmă, care m-a inspirat să scriu această carte. Este un ghid practic de autotratament și vindecare cu energie universală. Găsiți acolo foarte multe poziții de tratament. Sunt mii de oameni care au achiziționat-o deja, care spun povești excepționale. Uite, chiar vreau să spun foarte scurt, că e destul de proaspătă. Mi-a zis o doamnă, nu știu, că nu știu eu unde merg cărțile. Oamenii le comandă, ele pleacă cu poșta, cu curierii, mă rog, sunt mii de oameni. Și mă sună, zice, știți ce am pățit? Dar zic, nu știu cine sunteți. Deci am comandat cartea noastră. Să vă fie de bine, sănătate multă. Deci era la biserică duminica trecută și numai ce citisem cartea, care am luat-o mai de mult, dar hai să o citesc încă o dată, să văd cum este. Și o doamnă de lângă mine, care să stea în băncuță în biserică, zice, mă doare capul de nu mai pot, nebunesc de durere. M-am gândit, bun, și în biserică, trebuie să ajut femeia asta. Ce am citit eu în carte la domnul Horațiu, în Raza Vindecătoare? Cum se face? Și am stat, m-am concentrat și mi-am zis meditația crenima de unirea minții cu inima în plexul solar. Și mi-am imaginat că îi țin mâinile pe cap. Și a stat așa, foarte concentrată și în termen de câteva minute s-a uitat femeia și zice, îmi pare rău că ți-am zis, chiar nu mă mai doare capul. Deci a fost ceva extraordinar să poți să-i transmite energia și să folosești razele vindecătoare. După aceea zice, am ieșit din biserică și am spus, uite, am citit chestia asta, ți-o dau și dumitale împrumut să o citești. Mă rog, mă bucur pentru astfel de povești, pentru că oamenii folosesc realmente aceste tehnici și asta este cea mai mare bucurie a unui autor. Să vezi că oamenii îți folosesc ceea ce ai scris acolo și spre binele lor și al semenilor lor. Așa este, mulțumesc tare mult, Orațiu. A fost o emisiune ca și celelalte plină de informație. Îți mulțumesc și aș vrea să mai spun mai ceva. Te rog, te rog. Nu puteți înscrie la cursurile pe care le-am prezentat sau să comandați cartea sau pentru terapie la distanță, dacă sunt în măsură, vă ajut cu mare drag. 0747080238 este numărul meu de telefon. Dați-mi mesaje pe WhatsApp sau sunați-mă, dacă nu vă corespunde, vă sun înapoi. Vorbesc cu oricare, vedem despre ce e vorba și ce trebuie făcut înspre binele vostru. Dacă mă pricep, o să o fac cu mult drag. Îți mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc pentru această seară. Vă urez ca de fiecare dată să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și nu uitați, este o rugăminte pe care o să vă adresez în fiecare seară. Gândiți bine, gândiți frumos, gândiți că suntem în pace și că vom rămâne în pace. Iubiți acest pământ care ne-a dat viață tuturor, de unde ne tragem toți, și atunci vom trece cu bine. Îți mulțumesc tare mult, Horațiu. Mulțumesc și o sărbătoare. La fel fac cu hainele, la fel fac cu așternuturile, cu plăpunile. Le bag în sac, pun în imunocup furtunașul, dau drumul la imunocup și las să meargă. În general, la 15 minute e suficient ca să se sterilizeze, să dispară mirosul din toată plapuma. Este mirosul de acarien, pentru că acolo se adună în timpul iernii mai ales, și în pilote, și în perne, și paltoane, pulovere. Deci recomand imunocupul și pentru această formă de igienă, de a curăți lucrurile, mai ales cele care nu se pot spăla. Este incredibil câte miracole, câte minuni poate face acest imunocup. Este un miracol pentru mine, un miracol din toate punctele de vedere.